Europarlamentarul Victor Negrescu, un apropiat al președintelui Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, dar și al candidatului pentru Camera Deputaților, Alin Chirilă, a fost în acest weekend prezent în Târgul Veterani pentru a discuta cu producătorii locali, dar și cu cetățenii prezenți. Europarlamentarul Victor Negrescu este un politician tânăr, un lider marcant al Partidului Social Democrat care s-a luptat în Parlamentul European pentru ca România să beneficieze de apartenența la blocul comunitar european. Este un susținător energic al valorilor social-democrate, dar și al valorilor europene și a venit la sfârșitul săptămânii trecute în Mehedinți pentru a susține candidații social-democrați. Cu discuțiile pe care le-am purtat în târg, oamenii își doresc ca piețele să rămână deschise. Piețele să rămână deschise pentru că acestea reprezintă de foarte multe ori singura sursă de venit pentru foarte multe familii din județul Mehedinți, dar și din țară. În contextul acesta, Partidul Social Democrat se va lupta pentru producătorii români, pentru oamenii care muncesc, pentru oamenii care își doresc o țară dezvoltată, în care, în ciuda contextului în care ne aflăm, lucrurile merg înainte, într-un context de siguranță pentru fiecare. În sensul acesta, evident, mesajul meu astăzi este un mesaj de sprijin pentru candidații Partidului Social Democrat pentru Parlamentul României, candidați care vin cu o serie de proiecte serioase pentru Mehedinți. Vreau să vă spun că, la nivel european, criza medicală este gestionată altfel, este gestionată pentru oameni și aproape nicăieri în Europa nu am văzut astfel de decizii care creează inegalități între supermarketuri și producătorii locali. Dacă se ia o decizie, se ia o decizie pentru toți. Dacă avem o regulă, regula se aplică tuturor. Ori, din păcate, în România vedem această decizie care creează, din nefericire, o discrepanță foarte mare, o decizie care este luată, din nefericire, așa cum am spus și mai devreme, în detrimentul românilor, în detrimentul oamenilor care muncesc, în detrimentul celor care, trebuie să recunoaștem, nu își permit poate să meargă în supermarketuri și mai degrabă găsesc aici produse de calitate, produse realizate de producătorii români. Președintele Consiliului Județean Mehedinți și președintele PSD Mehedinți, Aladin Georgescu, a fost și el alături de cetățenii prezenți în Târgul Veterani, dar și de producătorii locali prezenți aici, transmițându-le faptul că odată cu sfârșitul guvernării PNL, Partidul Social Democrat va relua toate proiectele de dezvoltare a agriculturii din țara noastră și va sprijini astfel producția produselor românești atât de gustoase și de sănătoase. Partidul Social Democrat, cât a fost la guvernare, a susținut producătorii autohtoni, a susținut comercianții autohtoni și prin măsurile de guvernare pe care le-a luat. La fel va proceda și în mandatul viitor, când vom spera să ajungem din nou la guvernare, pentru că, așa cum oamenii ne-au spus astăzi în piață și în târg, în turnul Severin, au nevoie de un PSD la guvernare care să-i susțină din nou, pentru că au constatat în aceste zile, de fapt în aceste luni, că actualul guvern PNL nu i-a susținut deloc, din contră, a creat o mare nedreptate prin decizia luată de a închide piețele și târgurile. Mereu planează asupra lor teama că de mâine nu vor mai putea veni în această piață ca să-și vândă produsele. Candidații Partidului Social Democrat din județul Mehedinți, de la Senat și de la Camera Deputaților, împreună cu domnul europarlamentar Victor Negrescu, au fost astăzi în piețele din municipiul Drobeta Turnu Severin, au stat de vorbă cu oamenii și am constatat că sunt mulți oameni care susțin Partidul Social Democrat, sunt mulți oameni care au realizat în acest ultim an că de fapt PNL-ul nu reprezintă interesele lor și au nevoie din nou de un PSD puternic, de un PSD care să revină la guvernare. Eu am încredere că oamenii pe care i-am propus din partea Partidului Social Democrat Mehedinți să îi reprezintă pe mehedințeni în Parlamentul României sunt oameni bine pregătiți profesional, oameni care cunosc nevoile județului nostru și care știu ce au de făcut în Parlament pentru mehedințeni. Cornel Folescu, candidatul PSD pentru Camera Deputaților, a transmis un mesaj ferm de susținere amicilor producători din județul Mehedinți. Cunoscut fiind ca un om al faptelor, acesta i-a asigurat pe cei prezenți că echipa PSD ce va reprezenta Mehedințiul în Parlamentul României va acorda sprijin pentru rezolvarea problemelor lor. Am venit astăzi, pe de o parte în campanie, iar pe de altă parte am venit doar pentru a încerca cu ajutorul președintelui Consiliului Județean, cu ajutorul domnului primar Marius Criciu, să menținem târgul veteran deschis.
târg care se pare că deranjează pe cineva, activitatea din târgul ăsta deranjează actualii guvernanți, în sensul că, după cum bine știți, astăzi ar fi trebuit să fie închis. De ce, nu știm, pentru că este o locație aflată în aer liber, o locație care respectă toate regulile de distanțare socială și de prevenire a combaterii coronavirusului. Țin să mulțumesc pe această cale domnului primar și domnului președinte al Consiliului Județean pentru implicarea pe care au dat dovadă și implicarea care a dus la menținerea deschisă a târgului veteran. Vizita vicepreședintelui PSD, europarlamentarului Victor Negrescu, arată susținerea pe care membrii Partidului Social Democrat din Mehedinți, dar și toți mehedințenii, o au de la conducerea centrală a Partidului Social Democrat.